Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vă propun să discutăm despre un subiect care are întotdeauna mare succes la public și în mod particular la doamne, și anume slăbirea. Pe lângă a avea un stil de viață sănătos, echilibrat, pe lângă practicarea unui sport, există totuși niște trucuri care îți pot grăbi pașii către obținerea siluetei dorite. Iar astăzi vă propun să discutăm despre 5 dintre aceste trucuri. Primul truc pe care vi-l ofer este un sfat pe care l-am oferit în repetate rânduri, și anume, jumătate din tot ceea ce mănânci trebuie să fie legumă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când îți asamblezi farfuria, ar trebui să desenezi o linie imaginară pe jumătatea farfuriei, jumătate umpli cu legume și restul cu, cu ce vrei tu, dar de preferat ar fi să completezi acea schemă pe care v-am explicat-o de mai mult. Deci jumătate din farfurie trebuie să fie legumă, o pătrime să fie proteină sănătoasă și o pătrime cereală integrală. Da? Dar astăzi vorbim despre cum ar trebui să slăbim și atunci ne vom axa pe acea jumătate cu legume. Dacă nu puteți la o masă să spunem că pur și simplu nu se potrivesc, deși nu-mi dau seama cum arăta masa la care nu s-ar potrivi legumele, dar să spunem că la o masă nu mâncați legume, nu e nevoie să intrați în panică, pur și simplu compensați la următoarea masă, formată, să spunem, dintr-o salată. Deci este foarte, foarte important, pe lângă toate beneficiile pe care ți le aduc legumele în sine, este foarte important să adaugi legume pentru că ele au puține calorii, sunt foarte sațioase, îți umplu burtica, da, și îți scad densitatea calorică a mesei în ansamblu, pentru că indiferent ce mai pui sau aproape indiferent ce mai pui pe lângă aceste legume, ele vor acționa, vor dilua caloriile în farfuria ta. Așadar, încă o dată, primul sfat, jumătate din tot ce mănânci să fie legumă. Al doilea sfat este să renunți la uleiuri sau la grăsimi în general, dar presupunând că ați renunțat deja la grăsimile solide, da, cele grăsimi rele, și consumați doar uleiuri, vă propun să faceți un pas înainte și anume să consumați uleiurile sau grăsimile în matricea lor naturală. Acesta este un sfat mai puțin obișnuit, destul de recent și în portofoliul meu, ca să zic așa, l-am dobândit anul trecut în urma unei discuții cu medicul Michael Holly. Este unul din acei medici care răspândesc învățăturile celebrului Colin Campbell, autorul studiului China. Da? Și sfatul său, și anume de a consuma grăsimile în matricea naturală, m-a uimit într-o primă fază, pentru că aveam impresia că, să spunem, de exemplu, uleiul de măsline extra virgin este un ulei foarte sănătos. E bine, ceea ce spune Michael Holly este nu este neapărat sănătos, pentru că are un raport de grăsimi pro-inflamatorii versus anti-inflamatorii nepotrivit, da? Și ceea ce propune el în locul acestui ulei, da, care este în realitate până la urmă un produs procesat, este să consumăm grăsimile, uleiurile în forma lor naturală. Adică, în loc să mănânci concret, în loc să mănânci uleiul în sub formă de ulei, mănânci măslina. În loc să mănânci ulei de măsline, mănânci măsline. În loc să mănânci ulei de avocado, mănânci avocado. În loc să mănânci, nu știu, ulei de floarea soarelui, vei mânca semințe de floarea soarelui și, sincer, e o idee excelentă să le presărați pe deasupra salatei, pentru că, pe lângă faptul că vă oferă matricea uleiului respectiv, grăsimii respective, da, vă oferă și un gust crocant extraordinar de delicios. În plus, prin acest aport al matricii împreună cu uleiul, vă veți limita consumul caloriilor, asta unul la mână, și doi la mână, vă veți bucura de toate beneficiile unui produs integral și nu a unui produs procesat. Un al treilea sfat este să limitați aportul de cereale. Vă povesteam că în acea farfurie imaginară, jumătate aveți legume, o pătrime aveți proteine și o pătrime aveți cereale integrale. În mod normal, doamnele au voie să consume până la 5 porții de cereale integrale pe zi, în vreme ce domnii cam 7. Cu toate acestea, în momentul în care vrei să slăbești, vei obține rezultate mai bune și mai rapide dacă limitezi porțiile de cereale integrale cam la 3 pe zi. Da?
O porție de cereale integrale este cam jumătate de cănuță, jumătate din... Eu folosesc ca reper acel pahar de unică folosință pe care îl găsiți pe la toate dispozitivele cu apă, da? Deci un pahar de plastic de unică folosință, jumătate din el e o porție. Deci dacă veți mânca la prânz, să spunem, o porție de orez integral, atunci vă veți pune jumătate de pahar de unică folosință sau ce faceți ce fac eu, vă puneți un pahar întreg pentru că orezul e bun, mai ales atunci când e integral și vă numărați că ați consumat două din trei porții. Da? Al patrulea sfat este un sfat foarte, foarte iubit și anume adăugarea chia, semințelor de chia la micul dejun. Există un studiu foarte, foarte drăguț care ne spune așa: dacă dimineața adăugați într-un smoothie sau într-un bol cu porridge sau în ce mâncați voi dimineața, o linguriță, doar o linguriță de semințe de chia, care valorează cam 50 de calorii, la prânz veți consuma cu 300 de calorii mai puțin. E o super afacere, dacă mă întrebați pe mine, să adaugi 50 de calorii la micul dejun și să faci economie de 300 la prânz, deci ai în totalitate, în total, o economie de 250 de calorii, care se poate traduce într-o slăbire considerabilă pe termen lung. Așadar, nu aveți absolut nimic de pierdut dacă veți adăuga la micul dejun o linguriță de chia și am speranța și încrederea că va funcționa și pentru voi acest truc. Al cincelea truc pe care vi-l ofer și ultimul și poate cel mai important dintre ele este să renunțați la cină cam în 5 din 7 ocazii. De ce spun asta? Pentru că acea metodă 5 plus 2 pe care vă ofer de fiecare dată când vă propun un compromis funcționează în special în cazul cinei. Prin urmare, dacă dintr-o săptămână care are 7 cine, da, vă alegeți două cine super gustoase, super plăcute, super, cum să zic, relaxante, da? Două cine pe care să le consumați în preajma celor dragi, v-aș propune să vă limitați la acestea două și în cinci ocazii să săriți peste cină, să mâncați undeva o gustărică pe la 6 și să terminați mesele zilei la această oră. Este o metodă foarte, foarte eficientă de slăbire și este o pauză bine meritată pentru organism. Sper că trucurile mele de slăbire vor fi eficiente și pentru voi și vă rog chiar să-mi lăsați în comentarii feedback-ul vostru. Pa, pa!